Bună ziua, stimați telespectatori! Bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Interviu cu Flora Ordean, emisiune de retrospectivă a principalelor evenimente în plan local și național, care recunosc că și în această săptămână au fost suficient de multe prilej cu care avem ce discuta. Bună ziua și bine ai revenit, Ramona, și sper că azi să ne achităm și de restanța în ceea ce privește averile consiliului. Bine ne-am regăsit! Cu ce să începem? Eu ar zice să vorbim de la conferința de presă de ieri și de la faptul că, spre surprinderea noastră, zic destul de plăcută, este aceea că acestea nu mai țin ore întregi ca pe vremea primarului Leoreanu. Iată că aici edilul șef nu mai are acea beție a cuvintelor pe care o avea predecesorul său și este destul de succint, deși, după cum am remarcat, de foarte multe ori ne spune că se va interesa de anumite probleme. Să fie acesta un semn că încă nu stăpânește în totalitate problemele din... Nu neapărat că nu stăpânește. Eu cred că vrea să ofere informația exactă, să nu greșească, și depinde și de întrebările colegilor, pentru că dacă sunt într-adevăr întrebări care necesită o informare la o direcție anume, nu prea poți să știi toate aceste lucruri, să le memorezi și le știi pe de rost. Nu mi-amintesc acum la ce n-am știut să răspundă. Cred că a fost o întrebare, dar mai de mult, cu infrastructura rutieră și cu numărul de autoturisme din de pe strânsul de mine puse, da? Dar mă refer chiar la cea de ieri. Nu mai totuși rețin, mi s-a părut foarte ciudățel faptul că primarul în exercițiu nu știe cât salariați are în organigrama primăriei. Aici poate că au mai fost ceva modificări și la început de an, s-au mai schimbat niște lucruri. Nu, nu există. Organigrama se pregătește. Încercăm să-i găsim scuze. Da. Da. E oarecum la început, chiar dacă a fost viceprimar și a lucrat alături de Laurențiu Leoreanu, da, cu atât a avut mult, doar cu cât... câteva direcții în atribuție. Da, a avut asistența, câteva, da, a avut asistența socială, a avut taxele și impozitele, a avut urbanismul și clubul acesta, municipal, sportiv. Da. Cred că e ceea ce un mod mai elegant. Da, ceea ce am remarcat noi și în altă emisiune a fost faptul că el a fost ținut totuși departe de ecrane, departe de... Eu n-am să înțeleg niciodată de ce nu, într-o conferință de presă, nu vine și cu viceprimarul. Poate s-a desfășurat. Haideți să luăm cazul actual. Nu știu dacă dumneavoastră, dar eu, de la instalarea actualului viceprimar Oxana Iorca, nu am realizat nici măcar o știre cu viceprimarul. Poate că să au fost colegii. Să n-aibă abilitatea comunicării. Mă gândesc că da, încă are acea teamă pe care o au majoritatea cetățenilor de camera totuși de profesor. Filmat. E adevărat. Nu știu dacă dumneavoastră ați făcut un interviu. Nu. Nu cunosc, n-am văzut nici la colegi. Poate că au fi dat declarații pentru presa scrisă, că e mai ușor. Rămâne un bun comunicator, poate că ar trebui city managerul. City managerul, așa este, rămâne un bun comunicator și avem un consilier personal al primarului care și el oferă informații, la fel cum se întâmpla și pe vremea primarului. Bine, dar asta mai mult la modul... Mai mult o statistică, un statistică, raport. Statistică, dar nu să iasă ea în fața camerelor. Nu, doar dacă este solicitată. În mod expres. Da. Și beneficiem, să spunem, de acest avantaj, că este o fostă colegă de-a noastră și da, înțelege și foarte bine ce înseamnă da, acest lucru. Una peste alta, aș spune eu că un punct slab al actualului primar e acela că pare plictisit, e mult spus. Adică nu e destul de convingător în conferințele de presă. Eu chiar râdeam și spuneam că ar trebui mai multă putere și încredere de sine, adică de la tonul autoritar al lui Laurențiu Leoreanu, care, la fel ca la școală, reușea să te atragă acolo cu atenția și să-l asculți până la capăt. Ei, Lucian Micu mai are de lucrat aici, cu o voce mai slabă.
timid, cred că timid este cuvântul. Da, carismatic este. Și am impresia, ceea ce remarca un coleg de-a nostru, ceva, da. Depinde foarte mult de inspectorul pe comunicare, deci de purtătorul, da, de cuvânt, care dacă este el pus la punct cu informația respectivă, e bine, dacă nu ți-o furnizează așa cum am văzut, da, în timp real. Care ți s-a părut cea mai importantă temă a conferinței de ieri? Cea mai importantă temă nici nu a fost dezbătută și dezvoltată pe cât ar fi trebuit. Am văzut că la nivel național s-a creat un scandal și există victime, copii și femei, mușcate de câini agresivi de aici pe străzi. Aici vreau să spun și eu, turismul canin, exact, este la în noi s-a dat acel număr de telefon pentru poliția locală. Cetățenii au fost rugați să memoreze pe cât posibil numărul de înmatriculare al mașinilor, ceea ce e imposibil. Păi e nu imposibil, pentru că doar nu sunt să aduc aceste, da, transporturi ziua. Și vă spun aduc că eu am, și unde le aduc? La intrările în oraș? Exact. Cine stă la intrarea la dinspre ocolitoare, Luțca? Sau la ocolitoare dinspre supermarketul celebru din Favorit. Eu am copilărit în cartierul Plus, Favorit. Plus am înțeles că foarte, foarte mult sunt lăsați în zona rampei acolo, unde a fost fabrica aceea de confecții Romer, da, acolo. Da, este, da, un teren viran și foarte mult. Exact. Sunt... E mai simplu. Iată cum înțeleg edilii din România să rezolve problema din curtea lor. O mută la roman. Că noi suntem așa, mai uitați de lume și atunci... Nu chiar uitați de lume, eu ar zice că suntem printre puținele comunități locale care avem acest adăpost. Și poate și de asta ar putea fi o explicație. Dar de ce nu se încearcă, nu știu, o colaborare? Dar cum să primească romanul alți câini când are suficienți romanul, da, de s-ar putea și ocupa plus, de ăștia? Plus că legislația s-a dovedit acum numărul de câini eutanasiați, mm-hmm, și după 14 zile, da, la care sunt eutanasiați pare a fi incriminat de aceste ONG-uri, deși eu nici, da, cu aceste ONG-uri, care știm ce surse de venit au și știm cum manipulează, corect, aceste... Și vă amintiți de scandalul celebru din urmă cu vreo 3-4 ani? Aș vrea să greșesc cu acea asociație care, vezi, doamne, salva câini, dar de fapt îi trimitea prin străinătate, nu pe la restaurante asta, care consumau carne de cățel. Așa, adică... plus, nu, industria cosmeticelor, industria cosmeticelor, da, are o sursă din grăsimea de câine, se fac cele mai rafinate săpunuri și așa mai departe. Creme, și alte. Da. Eu vreau să revin puțin și să spun că pe rețelele de socializare am sesizat chiar aseară o îngrijorare a romașcanilor care locuiesc în cartierul Favorit. Se pare că au apărut foarte mulți câini de weekendul acesta și ziua de ieri, luni. Toată lumea este cumva alertată. Unde au fost lăsați și acolo? Și cineva a acuzat. Păi pe ocolitoare, v-am spus, dinspre supermarketul, deci, celebru, da? Da. Kaufland-ul, da? Da, pe ocolitoare. Kaufland Lidl acolo. Exact, în zona aceea. Sunt foarte mulți cetățenii, au sesizat și pe Facebook, nu sunt informații verificate, oamenii acuză primăria că deși au telefonat la poliția locală, nu s-a întâmplat nimic, ceea ce e foarte grav. Deci, repet, nu sunt informații verificate, va trebui să întrebăm la primărie să vedem câți cetățeni au apelat într-adevăr la locatul, la poliția locală să vină hingherii și să adune acești câini. Și spuneam că la nivel național subiectul a luat o amploare extraordinară. O fetiță care obișnuia să cerșească a fost mutilată de un câine, desfigurată de-a dreptul. O altă femeie care ar fi avut probleme de sănătate destul de grave a fost găsită decedată, sfâșiată de câini. Nimeni nu știe dacă femeia a murit din alte cauze medicale și apoi a fost sfâșiată sau de vie a fost atacată de acești câini agresivi. Adică iată că la nivel național subiectul este unul destul de delicat, iar în conferința de presă i s-a alocat un minut, cred, două, foarte puțin. La un alt subiect, eu mă refer acum la întrebările, mai mult la întrebările puse de mine, este cel al majorărilor salariale. Primarul a recunoscut că majorarea cu 20%, asta, atenție, este prima, că vine mai guvernul, mm-hmm, acum. Sunt mai multe etape, da. O etapă are un impact deosebit asupra bugetului de investiții, în special de investiții. Că de acolo se va lua, da. În condiții în care știm că sursele acestea
sunt din ce în ce mai greu de accesat. Vorbim de ceva fonduri europene, ai văzut și... Eventual fonduri guvernamentale, dar nu se știe că avem un guvern la PSD. La fonduri guvernamentale o să revenim la ceea ce ce s-a întâmplat și ieri la București, când a avut loc o întâlnire la Palatul Parlamentului Asociației Comunelor, da, am văzut. Comunelor din România. A fost o sesiune jubiliară a 20-a aniversare. Au participat și primarii noștri. Ei sunt vreo 15, 700 sunt de toți în Asociația Comunelor. Da, dar haideți să vă spun ce am văzut eu, că senatorii și deputații PSD s-au obișnuit să se fotografeze pe Facebook, da. Și n-am văzut decât, vă spun, o fotografie recentă care mi-a sărit în ochi, domnul Manoliu, Munteanu, alături de primărița de pe la Săbăoani, primarilor. Da, bine, primărița de la Săbăoani este în conducerea Asociației Municipiilor Dar cât ar fi fost de diplomatic ca parlamentarii de neamț, care sunt parlamentari de neamț și nu mai fac politică, să se afișeze alături de primarii din neamț, indiferent de culoarea lor politică. Domnul Munteanu mi-a declarat, eu am o știre făcută astăzi, domnul Munteanu mi-a declarat că au fost 15 primari din tot spectrul politic, cei care fac parte din această asociație a municipiilor din România. Foarte greu de abordat primărița de la Săbăoani, care... doamna Valeria Dascălu, chiar are o funcție importantă în Asociația Municipiilor, zona de Nord-Est, dacă nu mă înșel, este secretar al acestei asociații. Altădată, cel puțin eu personal comunicam mai relație. Bine. Da. Ei, eu trebuie să mă spun aici că n-am avut niciodată o colaborare foarte frumoasă cu este doamna primar. Este reticent în fața camerei. Da, eu am avut un reportaj mai de mult cu un scandal legat de niște terenuri de acolo pe la Săbăoani. E vorba de celebrul scandal cu acel consilier PMP. Nu cu un consilier, cu doi consăteni care se băteau pur și simplu de la un drum de acces. Nu putea să treacă celălalt să iasă din curte și să scurteze drumul până la principalele magazine. Subiectul ăla și eu l-am făcut. Ei, și am solicitat și doamnei primar să-mi pună la dispoziție câteva documente și să aflu niște informații și n-a vrut sub nicio formă să primească echipa, n-a vrut niciun sincron telefonic, s-a mulțumit să-mi trimită la vreo două zile un e-mail prin care să-mi furnizeze câteva informații cu mare greu, timp în care eu am stat cu reportajul în stand-by ca să am și răspunsul primarului. Nu mi s-a părut deloc potrivită atitudinea, dar... cred că este de vină modul în care noi știm să ne folosim de legea 544, care îi obligă la transparență. Dar pe de altă parte, cred că pot să-ți trimită un răspuns oficial și în 30 de zile și se folosesc de asta. Nu se poate în presă să-ți dea răspunsul în presă, la 30 de zile. Dar ei rezolvă imediat problema așa. Adică... problema care se pune este, dar nu mai răspunde la telefon. Eu am încercat ultima vreme mai multe moduri de a aborda această chestiune. Am sunat pe numărul direct de mobil al doamnei primar, n-a răspuns. Am sunat și atunci... La secretariat și atunci am înregistrat. Nu mi se pare corect modul în care o parte din acești primari care au adunat atâtea mandate știu să comunice cu presa. Și dacă cu noi, cu presa, nu comunică, dar vine cu cetățeanul, nu? Care are o problemă și stă și așteaptă. Sunt mai multe situații și poate o să facem odată o emisiune să discutăm despre mai mulți primari din neamț. Mai fi un caz la Ruginoasa cu primarul Nicu Chirilă, care la fel foarte greu comunică. Face o favoare și el când... Așa este, ca și cum, rămâi dator pe viață că ți-a răspuns și ți-a oferit o declarație. În schimb, foarte deschis mi se pare în continuare primarul Doinel Grumezescu de la Bozieni, care are peste 20 de ani la cârma primăriei, cred că 25-26 de ani. Și care înțelege, și el a fost premiat că la întrunirea de ieri a corului au fost premiați o serie de cei mai longevi primari. Am înțeles că sunt 7 mandate, deși eu nu mi se pare corect un număr atât de... Informația mi-a furnizat-o domnul Munteanu, care cunoaște foarte bine zona și îmi spunea că primar cu 7 mandate, 7 mandate nu prea au de unde avea, că un cred mandat că e patru ani. Cred că e al 7-lea acum,
dacă ar avea 6 ori 4, 24 și acum să fie la al șaptelea mandat. Deci asta ar însemna 90 și ceva. 90. Aici, deci, sigur, se încadrează Doinel Grumăzescu. Se încadrează și vreau să spun că din surse sigure știu că domnul primar Grumăzescu își dă numărul de telefon pentru orice sătean care are o problemă cu o dezbatere, cu o moștenire, ceea ce e formidabil. Omul răspunde la telefon chiar și sâmbătă. Apropo de domnul Doinel Grumăzescu, am aflat așa tot pe surse că se numără printre primarii care nu prea sunt mulțumiți de ceea ce se întâmplă în PSD și dacă am ajuns aici ajungem la capitolul alegeri interne în PSD. Au existat o conferință de presă la Piatra Neamț. Bine, noi nu mai suntem invitați. Noi suntem excluși, așa este. Nu ne invită nimeni. Mai nu ne bagă nimeni în seamă nici pe la Consiliul Județean. Ce să spunem mai mult? Că asta e realitatea. Deși am văzut totuși că există un soi de comunicare cu o parte a presei locale care preia comunicatele trimise de Consiliul Județean și bănuiesc eu că nu în regim de voluntariat. Am văzut foarte bine acel filmuleț de promovare a minunățiilor care s-au întâmplat la Târgul de Turism. Deși m-aș întoarce la o analiză anterioară a colegilor noștri de la Monitorul, care demonstrau că nu prea ai cum să faci turism, oricât de atractiv ar fi zonele, infrastructura este praf. Și apropo de infrastructură, vreau să... Știu, o să-mi spuneți de Roman Piatra Neamț, că am văzut ceva. Așa, da. Ai văzut știrea pe care am făcut-o ieri cu Daniel. Iarăși un subiect extraordinar de important. Mă chinui de când am discutat cu Daniel, n-a vrut să-mi spună, este un merit al său pentru care îl admir, că atunci când nu este sigur de o informație, nu aruncă pe piață. El vorbește despre... Își asumă, da. Da, el vorbește despre amestecul unui politician cu interese în infrastructura din zonă, care ar fi influențat declanșarea acestei mega afaceri, care, din păcate, a semănat numai moarte. Și vreau... Haideți să ne întoarcem puțin în timp să vedem în ce perioadă 2006, s-au făcut aceste 2007. Lucrări, ca să înțeleagă, dar și cei care ne privesc, 2006-2007, deci 10 ani de acum. 10 ani și atenție, el spunea că procurorul care s-a ocupat de caz de la parchetul de pe lângă judecătoria Roman și-a făcut datoria exemplar, a comandat o expertiză tehnică, a demonstrat că acolo există probleme și chiar legate de corupție. DNA-ul ca niciodată, când este vorba de iar inadmisibil, o să vedem sume acum foarte mari de bani, da. Nu vorbim doar de sume mari și exagerate ca de obicei, că asta e meteacna celor care fac afaceri în România, ci vorbim de morți. Iată, în 2008 32 de accidente, 13 morți, aș vrea la sfârșit să adunăm morții, 37 de răniți grav, 23 de răniți ușor. 2009, 21 de accidente, 8 morți, 25 răniți grav, 21 răniți ușor. 2010, 5 morți, 28 răniți grav, 14 ușor. 2011, 3 morți, 36 răniți, 25 ușor. Și aici se oprește că după acest scandal imens în care poliția a fost exclusă de la cercetări, s-a ocupat strict doar parchetul și când au văzut că a intrat și presa pe fir și când au văzut că miroase a anchetei DNA, administratorii drumului care inițial frezaseră acele cocoașe, dar ele facilitau mai ușor accidentele, în sensul că rămâneau acele gropi oricât
încercau ei să frezeze acriblură, căci care era esența afacerii? În loc să comande turnarea unui covor asfaltic în covorat întregime, cu criblură de la Pojorâta, ei au folosit piatră concasată din râul Moldova, dintr-o anumită balastieră, și aici ar trebui de să ne ducem luasă, cu probabil. Dar să știți că eu mi-amintesc că la câte accidente am fost eu, în special în curba morții, curba de la Felești, că acolo s-au întâmplat. Cele inclusiv polițiștii care făceau cercetări spuneau, uitați, doamnă, cum se alunecă, e patinoar, când era un pic de chiciură și curgea din copac, și zice, nu e bună nici această criblură care există. Deci polițiștii vorbeau de o criblură care ar exista, dar nici aceea n-ar fi fost destul de eficientă, pentru că era suficient să fugă din copac și să înghețe din puțin. Pojorâta, pentru că ei au folosit așa, plus, ca de obicei, 700 de metri plătiți în plus. Păi 700 de metri, te gândești, e aproape un kilometru, un kilometru de covor asfaltic la prețurile de acum. Mai trebuiau mulțumiți și alți indivizi și sumele de bani au ajuns unde trebuie. În 2011 se decid să toarne cel covor asfaltic. Țin minte că întâi a pornit dinspre Piatra, după aia dinspre Roman, și mă întreb dacă nu cumva, dar n-aș vrea să greșesc, asta nu cumva, dacă ne ducem la conferințe de presă, noi nu facem decât să lucrăm cu materialul clienților. Care era personajul politic care în toate intervențiile sale, în toate emisiunile televizate, bătea monedă pe modul în care s-a zbătut să aducă bani pentru asfaltarea acelei șosele? Îți mai amintești? Nu știu, dar mi-amintesc că pe vremea când era George Lazar prefect al județului Neamț, asociat cu prietenul său Dorinel Ursărescu, da. Aici. Mă zic, dar așa să este, nu greșim, da. Să nu greșim. Nu, deci asta, deci cel puțin și trebuie era văzut George Lazar 2006. Prefect, da, cât era George Lazar prefect, într-adevăr foarte mult s-a mediatizat și s-a discutat acest subiect. Așa. Și mai apoi, pentru că a venit la conducerea Consiliului Județean și Dan Manoliu era vicepreședinte atunci și el vorbea foarte des despre cum s-a reușit, domnule, realizarea, modernizarea acestui sector Dan de drum. Dan Manoliu nu-l putem bănui, dar vreau să zic că... Și atenție, nu, vreau ce, să zic ce așa, că pentru dumnealor nu conta nici calitatea lucrării, nici materialul utilizat, ci pur și simplu că s-a făcut și s-a mai bifat. Deci s-a și mai venea și o promisiune electorală. Domnule, exact, o promisiune electorală. Și să nu uităm că acolo, în acea curbă, a fost victima unui accident de circulație însuși prefectul Lazar. Exact. Cu un unchi de-a fostului primar de Piatra Neamț, Gheorghe Ștefan, care a și decedat. Așa este. Nici n-am mai auzit deloc. Și stăteam eu acum și mă mai gândeam care sunt victimele pe acest, dacă îți amintești soția fostului director de oficiu prefectural, profesorul Lazar, de la școala numărul 11, avocata Dorina Lazar, a avut un accident cumplit și după aceea... A mai fost o tânără violonistă, parcă, de pe la școala de artă din Piatra Neamț, tot după așa aia, rănită grav. Acea mașină care aducea la o petrecere unde existau expoziții. Exact, expoziție, cu acei tineri, da. Ospătari. Da, ospătari, e iarăși, da. Acolo au fost nu știu câți morți acolo. Parcă vreo trei tineri au decedat acolo. Am lăsat în suspensie problema salarizării de la primărie. Da? Aș vrea, eu ieri în timpul documentării am căutat pe declarația de avere, o să facem după ce le terminăm pe acestea și declarațiile de avere ale funcționarilor din primărie, unde salariile nu sunt extraordinar de mari, cu toate acestea ele afectează suficient bugetul. Eu mi-am extras câteva date. Directorul economic, nu-i dăm nume, dăm numai funcția posibilă, are 18.666 de lei. Mi se pare foarte puțin pentru răspunderea pe care o are. Așa foarte, este. Foarte puțin. Vorbim de arhitectul șef. O arhitectă cu o mare vechime, mare experiență, 32.189 de lei. Un polițist local, 11.849. Foarte puțin, și atunci ne mirăm de ce... 11.000, nu, cred că 1.100.
1123, 1100, da, da, 1123, 1100, până la undeva cam la 12 milioane, 13 milioane, de lei vechi, probabil, da, de, și de vechimea pe care o au. Iată un inspector superior la serviciul de contabilitate, 22.159, dar aici mă întreb, cum Dumnezeu are mai puțin decât directorul economic? La fel cum ne întrebam noi, adică cum directorul economic are mai puțin decât un inspector? Probabil vă amintiți când era domnul Leoreanu primar, ne întrebam cu toții de ce city managerul câștigă un pic mai 39 mult decât primarul. 39.733 și câștigă. Acum aflăm că secretarul de fapt câștigă mai mult decât, da, city managerul. 46.847. Exact, mai mult decât city managerul. Bine, dar și în pragul de pensionare. Exact, are. Directorul poliției comunitare, 35.425 de lei. 3.500. 35 de milioane 452. Da, deci 3.500 ar veni, da. Inspector superior, 1, 5.887, aici mi se pare că se încadrează secretarele de la primărie, secretarea, șefa de cabinet a primarului, viceprimarului, un șef de serviciu, 26.806.000 de lei, un inspector principal, grad 1, 13.213.000, foarte puțin, da, foarte puțin. Cu toate acestea, bugetul este grevat serios și uite că în organigrama primăriei sunt 460 de posturi, din care ocupate sunt doar 208, care înseamnă personal contractual, și 144 funcționari publici. Rămân, sunt posturi vacante. Așa aici este. Însă se mai adaugă cele... Dar nu se mai cele... organizează unele concursuri și nu o să înțelegem de ce. Deși sunt posturi vacante... Și probabil că nu au încă acceptul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, care se află, cred că, în așteptarea acelei ordonanțe. Și probabil că au dar așteptat discutat, și bugetul. Care... Da, n-am discutat aici despre direcțiile bugetate de Consiliul Local, vorbim de administrația piețelor, deși acolo nu sunt chiar așa de mulți, dar toți sunt, da, la câțiva. Vorbim de Direcția de Asistență Socială, care eu aici nu sunt lămurită dacă în aceste sume sunt incluse și acele indemnizații pentru persoanele cu handicap, pentru mamele cu mulți copii care se fac de la direcția de plăți. Dar banii ar trebui să vină de la plăți. Guvern, eu așa știu. Păi da, prin direcția aceasta a județeanului. Dar e posibil plăți. Că atunci când se întârzie, primăria să fie nevoită să aibă, că au mai fost situații când s-a întârziat cu plata acestor indemnizații, iar primăria a trebuit să înlocuiască sumele, urmând ca ulterior să primească. Poate tu ai cunoștință despre ce înseamnă clubul sportiv municipal, cam cât... Ce salariat să fie acolo? Cât salariat să fie acolo? Nu știu să spun. Acolo ai la bazin? E bazinul de not, e complexul Moldova, adică strandul municipal, și acolo sunt câțiva angajați, sala sporturilor, mai sunt, dacă eu luăm de la femeia de servici până la administratori. Da, eu de asta m-aș fi așteptat date mai concrete și efectiv cât reprezintă acest impact, pentru că așa mici cum sunt acestea, iată că 20%, deși aceste sume se aplică la salariu brut. Da, nu, dar eu mă gândeam așa că numai la Direcția de Asistență Socială se duc foarte mulți bani. Gândiți-vă că avem Casa Pâinii, avem Casa Copilului, toate activitățile sunt finanțate, avem centrul rezidențial pentru persoane vârstnice. Da, dar noi aici discutăm doar de salarii, nu doar de salarii, de ce, nu, dar mă gândeam la altceva, mă gândeam că discutam săptămâna trecută cu city managerul Ovidiu Bojescu și ne vorbea despre bugetul municipiului Roman, cam de 12 milioane de euro, din care vreo 4 milioane de euro spunea că merg clar la asistență socială și îmi făcuse deci, o repartizare de... și pentru investiții rămânea, să zic, 1,5 milioane de euro. Și atunci, dacă la impactul acesta 1,5 oare să fi luat în calcul majorarea asta de salarii? Asta e probabil că ne, da. Bine, asta era strict ce se aduna din taxe și impozite locale, deci ca venituri proprii, pentru că bugetul acesta mai este pe urmă întregit de resurse financiare care vin de la guvern, eventual de resurse financiare atrase din fondurile europene.
Și de asta nu putem discuta de o sumă pe care să mizăm. O altă temă pe care ai pus-o, a prezentat-o primarul, a fost cea legată de transparența în relația cu funcționarii publici. Da, gradul de satisfacție al cetățenilor, ai văzut că ne-au fost prezentate niște cifre. Per total înțelegem că populația cărămășcanii sunt mulțumiți, deși aici mai intervine acea discuție. Pentru știți că... care este părerea mea? Eu cred că cărămășcanul care nu a plecat nervos și trântind ușa de la orice serviciu din primărie, n-a stat, doamne, să completeze formularul. Și atunci e normal că cel care a venit așa nu se grăbea, i-a mai zâmbit, nu știu cine a stat să completeze un formular, dar cel care nu și-a rezolvat problema sau a fost foit la vreo trei uși, n-a stat să completeze chestionarul, sigur. Și atunci te întreb cât de reprezentativ este acest sondaj realizat sau este acest rezultat prezentat după completarea chestionarilor? Eu vreau să vreo spun... 500 și ceva de chestionare. Bun, în total. 500 și ceva de chestionare și eu aș vrea să mai spun tot din experiența noastră jurnalistică. Deși există o practică a administrațiilor locale, cam de pe vremea lui Cărpușor încoace, în care să nu mai lase pe jurnaliști să se plimbe prin primărie ca altă dată și deci să intre în contact. Și dacă vrei să obții o informație de la un funcționar public, nu o obții nici mort să fii, deși de city manager. Vă amintiți de când s-a întâmplat lucrul acesta? Cred să fie vreo 2 ani de când într-o conferință de presă Laurențiu Leoreanu, supărat foarte tare că dintr-un birou au dispărut documente importante. Atunci a fost o porcărie întreagă. Și cu referire, n-a acuzat, dar primii la care s-au gândit toți au fost jurnaliștii. Da. Ca după o săptămână să se găsească acele documente rătăcite undeva și să se prezinte niște scuze. Este motivul pentru care, deși am o relație profesională bună cu city managerul sau cu consilierul personal, doșoara Claudia Matei, mă feresc să intru în birou dacă oamenii nu sunt acolo, pentru că suntem invitați, eu și colegul operator. Prefer să stau pe hol, să nu intru în birou, tocmai pentru a evita astfel de discuții, că au dispărut hârtii, că au fost luate și xeroxate și aduse înapoi. Mă gândeam un pic dacă această referire privind chestionarele de satisfacție s-ar fi referit un pic și la biroul de resurse umane al primăriei și la alte câteva birouri unde există niște funcționari atât de acri, deci, bine, de acolo nu prea au contact direct cu cetățeanul, dar mai au. Eu știu că este o adevărată aventură să obții vorbim aici nu noi ca jurnaliști, ci ca și funcționari al primăriei, deci cunosc salariați din primărie, din cei cu funcții mai micuțe, mai modeste, așa, care nu pot pătrunde în primărie, iar circuitul acesta al hârtiilor trebuie să meargă birou unic, de la birou unic, de acolo la mapa primarului, de la mapa primarului, oricum ca să obții o hârtie nu este atât de simplu, vorbim de un om obișnuit. Bine, acum, da, simplu nu este nici să obții o autorizație ca un om obișnuit, dar dacă ești o persoană juridică și cunoscută, da, cumva, situația se schimbă. Și gândește-te tu câtă propaganda a făcut anul trecut primarul Leoreanu, vorbind de că inițial el a preluat acea inițiativă a guvernului tehnocrat cu tăierea frunzelor sau hârtiei. Da, 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 reducerea birocrației, da. Reducerea unor documente necesare. Da, da, da. Da, da. Da. A fost iar praf aruncat în ochii mare lucru, adică cetățenilor. Nu ne-a explicat nimeni concret cum s-a întâmplat acest lucru, ce anume s-a scurtat ce în drumul, exact, în drumul unei persoane de a obține o autorizație. Dar sau... este la fel de dificilă. Zicem ceva și despre
proiectul acela de energie și plecarea primarului în Spania. Da, da, nu prea am înțeles foarte multe. Nici eu n-am înțeles mare lucru, dar ni s-a prezentat așa, la modul general, urmând ca la întoarcerea primarului din Spania, da, să primim informații concrete și să vedem exact ce se întâmplă. Asta înseamnă că adică azi mâine, să așteptăm. Exact, zilele acestea va fi plecat, probabil că în următoarea conferință de presă de lunea viitoare vom primi informațiile, vedem concret despre ce este vorba și putem mai atunci să... Interesantă mi s-a părut și revenirea ta la subiectul gropilor de gunoi. Tu ai obținut informația că s-a cam... Depozitul, da, mai are puțin și de pe afară. Dacă știți afară ce se întâmplă, norocul autorităților e că acest gunoi mai și putrezește, că a fost umezeală care, într-adevăr, a ajutat la putrefacție și că el mai este compactat, împins. Știți? Exact ca atunci când te chinui să bagi într-o valiză niște haine, da, și renunca. Tu n-ai ridicat ieri o problemă, dacă ai văzut că subiectul numărul unu care ne vine dinspre Uniunea Europeană zilele acestea este potențialul infringement pe proiectul acesta și că 60 de orașe din România, printre care bănuiesc, n-am avut timp să mă documentez, prin care bănuiesc că e și Romanul, trebuie să o rezolve foarte repede și nu în termenul acela pe care ne-l spunea nouă primarul, știi că era un deadline undeva până în 2020, acolo nouă ni se spunea că în România se reciclează cam 15-10-15%. Nu o să se ajungă acolo. Eu vă spun că se evită pe cât posibil transferul la Girov pentru a nu a crește acum taxa, pentru că vor urma alegeri anticipate la primăria Roman și nu e moment. Nu cred că e legat de asta. Ba, e legat și de asta, vă spun eu. Haideți să ne amintim atitudinea liderilor PSD care au făcut o conferință de presă să ne spună cum ei au grijă de noi și vor, da, să și ducă vor cât mai târziu acest... Bine, tot electoral. Tot electoral. Păi vedeți, despre asta e vorba. Eu vă spun că surse apropiate domnului primar l-au sfătuit că nu e tocmai indicat ca în această perioadă să vină cu anunțul că, domnule, ducem gunoiul la Girov, hai că mai creștem taxa. Cred că undeva din toamnă vom duce gunoiul la Girov, dar știți care e durerea? Durerea e că nu avem licitația pentru stația de sortare deșeuri de la cordon, în așa fel încât peturile, cartonul, hârtia să rămână aici să fie refolosite și cantitatea dusă la Girov să fie mai mică, că noi plătim per tonă. Da, și dacă am dat deoparte aceste deșeuri reciclabile, am duce o cantitate mai mică de deșeuri la Girov și am plătit când se face o tonă, adică mai un preț corect, mai mic. Asta e tragedia, că nu avem operatorul pentru a lua de la platformele gospodărești. Și aici nu ne ducem tot la legislație, că de atâția ani de zile la legislație, dar și la implicarea Consiliului Județean, da, domnul Dan Manoliu, care astăzi, da, uită că a fost vicepreședinte la Consiliul Județean s-a ocupat direct de problemă. Da, da, păi, da. Apropo de domnul Manoliu și de alegerile din PSD, vedeam ieri o conferință de presă care a avut loc la PSD, de care noi am vorbit și noi n-am fost invitați. N-am urmărit, recunosc că n-am urmărit, dacă n-am fost invitată... A ținut-o domnul Munteanu, Luminița Vârlan și doamna Emilia Arcan. Acolo cu referire Emilia... cu la acuzațiile de la incendiu de la Piața Centrală, da, din Piatra Neamț, că a fost o mână criminală. Reacții foarte vehemente. Da, ale primarului Dragoș Chitic. A cam ironizat-o pe Emilia, da, Arcan, că nu e atentă ce scoate pe gură, cam așa. Dar nu, da, nu... Și tot acolo s-a vorbit despre alegeri. Și am văzut... Da, dar întrebarea e alta. De ce domnii din PSD ne vorbesc despre o mână criminală acum, la un an și ceva, doi ani de la incendiu? De ce au așteptat atât? Ei, cred că e oarecum o influență a reacției colective, tot ce unde se spune că focul a fost prinde bine, provocat, ca, da, prinde să, bine să ca vadă nemțenii câtă grijă au aleșii noștri, da, de noi. Vorbeam de alegeri, iată că a apărut tot pe surse așa o analiză politică prin care se spunea că domnul Dan Manoliu s-ar putea, deși este, are legitimitatea acum de a solicita menținerea lui la șefia organizației de la Roman, s-ar putea să, din interese
Consiliu Electoral să o cedeze lui Marius Neculai. Deși ți-am spus că eu m-am întâlnit cu... Pentru a se bucura cumva de notorietate până la alegeri. Da, deși... Haideți să vă spun altceva. Dumneavoastră v-ați întâlnit cu Marius Neculai, ați avut o discuție. Da. Eu nu m-am întâlnit cu Marius Neculai, dar m-am întâlnit cu un notar cunoscut în Roman, care este amic cu Marius Neculai și spunea chiar așa, n-am să-i dau numele, că nu putem să-i dăm. Dumneavoastră știți, dar nu o să dăm numele, că nu este politicos, nu am acordul dumnealui să vorbesc despre asta public și atunci nu o să dau nume. Și spunea, Ramona, de ce ești tu atât de convinsă că Marius va fi candidatul PSD-ului? Păi zice, abia a fost la mine și mi-a spus că nu prea. Dar, repet, nu pot să spun mai mult, a fost o discuție... Păi și la mine discuția fără microfoane, fără cameră fără și atunci... Microfon, da, fără cameră, eu nu mai înțeleg nimic. Eu nu mai înțeleg nimic. Pentru că este foarte complicată conjunctura și națională și internațională și să-și lase afacerile care... O problemă pe care nu o discută nimeni, din păcate. PSD-ul nu mai are oameni, nu mai are lideri ca altă dată. Nici la Roman, hai, poate că mai are la Piatra Neamț. Dar la Piatra pe cine are? Ei numai pe degete. Pe cine are la Piatra, mai spunem? Da, haide să trecem la alt subiect. Ce subiect îmi propui acum? Păi avem averile consilierilor averile, locale. La cine am rămas? Am rămas la viceprimarul Roxana Iorga. Haideți să deschidem la doamna viceprimar. N-are despre terenuri. Care am mai discutat mai de da, mult. Da, tangențial. Că avea un card pe care avea, nu știu, 5 milioane de lei vechi și cam atât. Ia să vedem ce are aici. Terenul clădiri. Zero. Da, zero. Și are o clădire, e vorba de un apartament în Roman, dobândit în 2003, când nu era cunoscută în această lume, 89, seama, de, ca oricare din exact, noi, 89 cumpărat, de metri pătrați, da. Cotă parte cu soțul, prin cumpărare la deținut. O mașină. O mașină, un autoturism. Una singură, la, ia să vedem ce are. Familie, un Volkswagen. Bora. Un Volkswagen Bora, da, 2003. Cumpărat în 2003. Da. La fel, când nu era cunoscută, nu era în această lume, nici nu cred să fi fost înscrisă în PNL la acea vreme. Are cont totuși bancar. Un cont bancar la BRD în lei, deschis în 2009, de 529.000 de lei. Da. Salariu? Ia să ajungem la... Am niște tabele aici. Ia profesor, să vedem. La școala 5. La școala gimnazială Alexandru Ioan Cuza, 24.600 de lei. Și ce mai are aici? Roxana Iorga și soțul, prestări servicii, o sumă 795 de lei, modest. O sumă așa modestă. Să înțelegem modestă, că soțul are o societate de prestări servicii, da. Poate că nu a declarat-o, plus, nu știm, declară, nu știm, nu putem să ne dăm alocația fetițelor. Și alocația fetițelor, da, interesant că nu toată lumea a declarat acest lucru, puțin peste 2000 de lei, 2016 lei. Iar la interese nu trece decât și pe acei de președinte a Organizației Femeilor Liberale, funcție din care chiar se achită bine alături de Dana Păiuș, este acolo, aici este meritul. Da, e o declarație de avere care nu iese în evidență cu nu ceva. Nu iese în evidență și ne demonstrează că un cadru didactic nu poate ajunge la 7 case ca președintele Iohannis. Exact, Iohannis ca să ne amintim cum a răspuns președintele Iohannis, ca să nu iertăm pe niciunul astăzi, că e de la PSD, că e de la PNL, nu trebuie iertați, doamna Flora. Cum a spus președintele despre profesorii care din meditații n-au reușit să se îmbogățească? Ghinion. Știți, cam așa și în cazul viceprimarului Roxana Iorga. Ghinion. Ghinion, săracă. Da. Mergem la tânărul moroșanu Dragoș Viorel. Terenuri barat? Da, nimic la terenuri, la clădiri ceva mai bine. Ia să vedem ce avem aici. Avem în Roman un apartament, nu e o casă, care casă 300 de metri pătrați din 2013 prin cumpărare alături de soție. Și în Roman, da, un apartament de 70 de metri pătrați. Cumpărare de asemenea. Iată, da, da, vedeți, apartament, da, da, la apartament are, probabil poate fi o moștenire ceva, care e jumătate din el și nu e cu soția. Da, nu știu dacă e căsătorit. Și la, e căsătorit și are și copii. Și la București, într-adevăr, din 2008, probabil un apartament, de când era student. Asta, dacă e cumpărat de părinți, deja nu mai face un pic. Autoturism are două un Volkswagen și un BMW. Un BMW destul de vechi, de 97. Da, mi-ar fi plăcut ca toți, dacă ai observat, toți acești sau nu prevede declarația de avere, să ne spună și suma acestor autoturismelor. Că, dar totuși avem la dumnealui faptul că a înstrăinat un autoturism în 2015, deci vânzare, prin care a luat 12.000 de euro, o sumă importantă pentru un autoturism. Cu 12.000 de euro iei lejer o garsonieră în Roman, într-o zonă mai la periferie. Dar
e o sumă importantă, da. 60.000 de euro, cred. E tânăr și are credit, credit am și eu și atunci e de înțeles, da. Un credit am și eu mai bătrână, luat în 2013, 60.000 de euro. Iată care niște venituri de la TRV. De la TRV, da, din consultanță, înțelegem, are dar nu știu ce... Probabil juridică. Fișă fiscală. Da, bine, da. Asta m-a omorât, am găsit la TRV și la trimiterele conform fișei fiscale. Da. A închiriat apartamentul din București probabil cu 16.500 de roni. Da. Este președinte la organizației de tinere. Se adună ceva venituri, dar nu e de plâns. La vârsta lui, eu spun că e un tânăr realizat, ca realizat, să citesc pe cineva. Da. Da. E, ajungem la Pascariu, Lucian să nu uităm, destul de cunoscut, consilier județ și local și județean. Unul din cei mai ascultători. Da. Aproape de Laurențiu Leureanu negreșit. Din totdeauna și ne amintim și de acele seri petrecute pe la sediile PDL de altă dată când se aștepta rezultatul alegerilor. Da. Cu pixul în mână și gata să aibă toate face informațiile. Face parte din rândul consilierilor conștiincioși. Da. Conștiincioși și loiali lui Laurențiu Leureanu. Ce avem aici? Avem terenuri în Roman, dobândit în 2008, 358 de metri pătrați, deține jumătate din teren prin cumpărare, tot în Roman, un teren cumpărat în 2012 de 40 de metri pătrați, tot jumătate din el, probabil cu soția l-are în proprietate, clădiri în Roman, da, luat în 2008, o casă, e vorba de o casă 240 de metri pătrați, construire și tot în Roman un spațiu comercial cred că este, ia să vedem, construire 60 de metri pătrați. Două mașini și el și el și soția. Două mașini, ia să vedem ce are, un Seat și un Volkswagen 2006-2004. Aici la venituri este foarte interesant, este director zonal la Remat, ia 7.500, logistic la o societate comercială 4.965, da, corect, de lei. Soția este asistent medical la Scan Expertul. Dar stați că e interesant că el rămâne încă membru AGA la Troleibuzus S.A., care este firma subordonată Consiliului Județean. Eu cred că nu este... De când era consilier județean, cred că e o sumă destul de mică, 126 de lei. În alte surse trece și el la locație. Iată că are un... tot așa, un membru CEA, dar tot cred că de pe vremea Consiliul când era de administrație, la, da, 80 de lei, dividende. 60.000 de lei, dividende. Așa, de la una din cele așa. Și la declarația de interese ne spune că este asociat la cele două firme. Eu ți-aș propune să ne oprim aici astăzi cu declarația de avere și, și rămânem la mai vârstnicul consilier Eugen Pătrașcu, adus de social-democrați, mai nou în Consiliul Local. Da, da, mai nou și președinte al organizației de pensionat. Ți-aș propune să nu uităm acțiunile culturale din acest sfârșit de săptămână. E vorba de acea galerie deschisă de artă, Zidul Artei, deschis în pietonalul Ștefan cel Mare, în care arhitectul negru din care lucrează în cadrul primăriei, da. Așa, aș propune un proiect extrem de ambițios legat de o tabără de creație. Să știți că am citit ceva și mi-a plăcut, da, despre o expoziție de pictură și grafică în aer liber, chiar în pietonal, așa fel încât rumașcanii care trec pe acolo să se oprească măcar o secundă. O expoziție de machete, intenționează de machete, și da, un proiect, am citit ceva, da, un proiect asupra căruia ține secretul deocamdată, probabil să nu îi furi pentru 1 iunie. Pentru 1 iunie. Nu uităm că și la Muzeul de Artă, duminică, a avut loc lansarea proiectului împreună cu Clubul Copiilor legat de desenele copiilor pe urmele lui Brâncuș. Cam astea ar pentru fi. A nu așa, uita apropo pe de asta, Brâncuș, înainte, da, de a încheia, găsisem tot pe Facebook întrebarea lansată de colegul nostru Cristi Fogel, neamțu, cunoscut neamțu, dacă Romanu ar putea candida la acest la premiul acest, la acea întregere capitală a culturii, și răspunsul extrem de răutăcioasă. Bine, el s-a referit la densitatea actelor de cultură și la soliditatea lor. Eu spun că mai avem de muncă.
Răspunsul meu este scurt, mai avem de muncit până acolo, din punctul meu de vedere, dar viitorul sună bine din acest punct de vedere, sunt optimist. Da, și eu la fel, mulțumim telespectatorilor noștri, ne revedem săptămâna viitoare, o zi bună! La revedere!